Altă teorie spune că Hristos a, că ucenicii și cei ce l-au văzut au avut halucinații. El nu s-a arătat în trup. O altă teorie spune că Hristos nu a înviat în trup, ci în spirit. Și o teorie mai nouă, scoasă de către musulmani, spune că Simon din Cirena a murit în locul lui Isus, lui Isus. Apostolul Pavel ne vorbește despre importanța învierii și despre și pune bazele acestei învieri. Ne arată cât de important este pentru noi că Hristos a înviat. Și el vine și afirmă în felul următor, în 1 Corinteni 15. Dacă Hristos n-a înviat, propovăduirea noastră este zadarnică. Cu alte cuvinte, ne adunăm aici și ascultăm predica, duminică de duminică și peste săptămână degeaba. Da? Dacă Hristos n-a înviat, degeaba. Dacă Hristos n-a înviat, credința noastră este zadarnică. Este fără rost. Dacă Hristos n-a înviat, noi și toți care vorbim despre Hristos, că toți ar trebui să vorbim despre Hristos, suntem martori mincinoși. Suntem mincinoși. Dacă Hristos n-a înviat, păcatele noastre încapasă asupra noastră. Adică nu putem fi iertați. Nu există soluție pentru păcatele noastre. Dacă Hristos n-a înviat, cei care au adormit în Hristos sunt pierduți. Dacă Hristos n-a înviat, viața noastră se termină la mormânt. Nu există învierea morților. Și dacă Hristos n-a înviat, suntem cei mai nenorociți dintre oameni, spune în final Pavel. Apostolul Pavel. Suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Miza este foarte mare. Este în joc viața noastră, credibilitatea noastră, vina care apasă asupra noastră și veșnicia noastră. De aceea este foarte important să avem dovezi suficiente. Dovezi auzite, simțite sau văzute, pentru ca să credem cu adevărat că Iisus Hristos a înviat dintre cei morți. Sunt două metode pe care lumea le folosește pentru a dovedi ceva. Una este metoda științifică modernă și cea de-a doua este metoda dovezilor istorice. Metoda științifică poate fi folosită pentru a dovedi lucruri repetabile. Exemplu, gravitația. Dacă arunc ceva pe pământ, va cădea. Pentru că există o lege a gravitației. Și aceasta, eu pot să dovedesc acest lucru printr-o metodă științifică, pentru că este un lucru repetabil. Îl pot repeta în fața dumneavoastră. Dar atunci când vorbim despre metoda științifică nu poate fi folosită pentru a dovedi lucruri care nu sunt repetabile. Atunci când vorbim despre o persoană sau un eveniment istoric, această metodă nu este, nu ne poate ajuta foarte mult. Și atunci trebuie să recurgem la cea de-a doua metodă, și anume metoda dovezilor istorice. Metoda dovezilor istorice. Într-un tribunal, dacă citim codul de procedură penală, articolul 64 spune că sunt acceptate următoarele dovezi. Declarații scrise sau orale, mijloace materiale de probă, constatări medico-legale, constatări tehnico-științifice și expertize.
Haideți să ne gândim la Burebista. Da? Cu toții am învățat la istorie despre Burebista. Cine a fost Burebista? Știm despre el că a fost un rege al geto-dacilor, da? Întemeitorul statului dac. Dar de unde știm aceasta? Păi avem odată declarații scrise, dovezi istorice. Istoricii au scris despre el și apoi avem mijloace materiale de probă. Avem cetăți, Sarmizegetusa, da? Ruinele cetăților. Avem monezi care se păstrează până astăzi la muzee și hărți vechi, mijloace materiale de probă. Și dacă mergem să cercetăm, vom constata și vom crede că Burebista a fost un rege al geto-dacilor, întemeitorul statului dac. Nu, cred că toată lumea crede lucrul ăsta. Nu e o problemă pentru noi să credem lucrul acesta. Dar cine este Iisus Hristos și de unde știm acest lucru? În primul rând avem declarații scrise. Ucenicii lui Iisus au scris, ne spune Ioan, apostolul Ioan, în 1 Ioan 1:1, ne spune așa, noi am scris despre ceea ce am auzit, am văzut cu ochii noștri, am privit și am pipăit cu mâinile noastre. Avem declarații scrise ale celor ce au fost martori oculari. Martori oculari la viața lui Iisus, la moartea Lui, la învierea Lui și la înălțarea Lui la cer. Avem declarații scrise ale ucenicilor lui Iisus Hristos. Apoi, istorici din primul secol au scris despre Iisus. Joseph Flavius a scris despre moartea lui Iisus pe cruce și a spus că nu poate fi numit om, pentru că a fost mai mult decât om. Și a scris chiar despre faptul că, despre învierea lui, despre faptul că ucenicii și cei ai lui l-au revăzut după moarte din nou la viață. Mai avem un istoric, Tacitus, care a scris despre originile creștinismului și despre moartea lui Iisus și prigonirea primilor creștini. De asemenea, părinții bisericești au scris despre moartea și învierea lui Iisus Hristos. Dar avem și, am putea să le numim în felul acesta, mijloace materiale de probă. Și anume, mormântul gol, și o să vorbim despre acestea, mormântul gol, biserica și viețile transformate sunt mijloace materiale de probă pe care putem să le vedem cu ochii noștri, să le pipăim cu mâinile noastre. Haideți să vedem despre moartea lui Iisus Hristos. Citim în Evanghelie că moartea lui Iisus Hristos, pe Iisus a murit prin crucificare. Mâinile Lui și picioarele Lui au fost străpunse pe o cruce. Crucificarea era probabil una din cele mai crude moduri în care putea muri cineva. Era o moarte atât de oribilă încât cetățenii români